Salutare, prietene! Astăzi un subiect foarte interesant. 33 de blesteme au fost aruncate pe capul lui Nicolae Ceaușescu pentru dărâmarea unor biserici sau a altor așezăminte, unul chiar aruncat de către Vlad Țepeș. Trebuie menționat faptul că în perioada Bizanțului Ortodox, orice act oficial se încheia cu un blestem. Blestemele din actele oficiale erau o modalitate prin care erau speriați cei care ar fi încercat să le încalce. Să vedem cum s-au întâmplat lucrurile. Pe data de 4 martie 1977, la cutremur, Nicolae Ceaușescu se afla la Teheran, în Iran. Aflând de catastrofa din România, Ceaușescu a decis începerea sistematizării Bucureștilor, a construirii Casei Poporului și a centrului administrativ. Nicolae Ceaușescu, sfătuit de arhitecți, demolează circa 40.000 de imobile, Spitalul Brâncovenesc, 20 de biserici, 8 alte biserici translatate și escavarea cimitirului Ciumaților. Un blestem al lui Vlad Țepeș din Evul Mediu din anul 1459, alte 20 de blesteme pentru 20 de biserici dărâmate, 8 blesteme pentru cele 8 biserici translatate, un blestem pentru dărâmarea Spitalului Brâncovenesc și un blestem pentru dărâmarea cimitirului Ciumaților. Blestemul a fost înlocuit în actele oficiale în perioada anilor 1864-1865, când au fost aprobate codul civil și codul penal. Blestemul a fost înlocuit cu jurământul pe Biblie. În 20 septembrie 1459, domnitorul Vlad Țepeș titorea Bucureștiul și în subsolul testamentului a aruncat un blestem spunând că cei care ar fi îndrăznit să distrugă cetatea Dâmboviței să fie omorâți. În 1984, Nicolae Ceaușescu ordonă dărâmarea Spitalului Brâncovenesc. Testamentul purta următorul blestem: cine va dărâma lăcașul de sănătate să moară în zi de sărbătoare omorât de semenii săi. Blestemul se pare că s-a împlinit în zi de sărbătoare de Crăciun, Ceaușescu a fost ucis de semenii săi. În 1984, Nicolae Ceaușescu dărâma Biserica Cotroceni, ctitorită de domnitorul Șerban Cantacuzino. Familia domnitorului era mormântată în biserică, același blestem ca al lui Vlad Țepeș și același final tragic pentru cei care ar fi dărâmat. În 1986, Nicolae Ceaușescu ordonă demolarea mănăstirii Văcărești, titorită de Nicolae Mavrocordat, acolo fiind înmormântată și familia. Același blestem, aceeași tragedie pentru cei care au dărâmat. În 1984, Nicolae Ceaușescu ordonă translatarea Bisericii Mihai Vodă la o distanță record pentru acea vreme, mai precis 289 de metri, și dărâmarea mănăstirii. Mănăstirea Mihai Vodă a fost ctitorită de Mihai Viteazul în 1594. Translatarea bisericii se datorează faptului că Nicolae Ceaușescu îl admira foarte mult pe domnitorul Mihai Viteazul, făptuitorul Unirii din 1600. În 1813, în timpul domniei lui Caragea Vodă, în urma epidemiei de ciumă, Bucureștiul este decimat cu jumătate din populație. În acel an, ciumații au fost îngropați în gropi comune, cimitirul fiind situat în zona străzii Uranus, care a fost excavată pentru a face loc fundației Casei Poporului. Conform canoanelor bisericești, timp de 5 secole cimitirul nu trebuia distrus. Blestemul ciumaților i-a lovit pe soții Ceaușescu în ziua de Crăciun. Dar și Ceaușescu a blestemat în fața plutonului de execuție în ziua de Crăciun. Ceaușescu arunca un blestem. Trăiască Republica Socialistă România, liberă și independentă, moarte trădătorilor, istoria mă va răzbuna.